Bine v-am regăsit la o nouă lecție de stil cu Irina Țârdea, aici în salonul televiziunei Iris, în Italia, în lacul de Como. Un invitat special astăzi, soprana noastră, Gabriela Băncilă. Bună seara, Gabriela! Bună seara! Și bine te-am găsit din nou în salonul nostru de stil, de bon ton, bunle maniere. Astăzi vorbim despre imagine. Ne-ați scris foarte mulți în redacție ce vrea să însemne consulența de imagine, cum poți deveni un personal image, pentru că asta ar fi terminologia corectă, și de ce nu, chiar și un personal shopper. Știm că ne aflăm în momente dificile, atât în Italia cât și în România, chiar și în momentul de față, și nu numai, pe întreg mapamondul. Dar e foarte adevărat că noi trebuie să continuăm să identificăm care este stilul nostru, trebuie să știm cum să ne îmbrăcăm chiar și în nivelul online, da? Pentru că e ceea ce noi facem chiar și acum, deși nu suntem personal. Nu ne vedem personal, dar uite că reușim în platforma virtuală să vă transmitem sfaturi, idei, un zâmbet, muzică de calitate. Nu-i așa, Gabriela? Sigur, sigur. Mulțumesc pentru invitație, Irina. Bine, bine te-am regăsit. E o mare, mare onoare. Și să sperăm să găsim o formulă corectă și să ajutăm, nu, publicul nostru, fanii, da, cu consilii cât mai utile din punctul ăsta de vedere. Și aș începe chiar de la nume, da? Care este stilul sopranei Gabriele Băncilă? Știm că Gabriela, o cunoaștem deja de foarte mult timp, are o preparare destul de vastă din punctul ăsta de vedere. A urmat foarte multe cursuri, da, de pregătire, și atunci ea și-a definit foarte bine stilul. Te ascultăm, Gabriela. Irina, stilul meu depinde de starea mea, în primul rând, pentru că sunt zile în care, nu știu, simt să mă îmbrac negru de cap până în picioare și sunt zile în care simt să-mi pun așa o pată de culoare care să se vadă foarte bine și culori foarte aprinse, să zic așa, nu știu, cum ar fi un blu electric, rozul închis acela aprins, dacă pot să-l chem așa. Fosforescent. Fosforescent nu prea, nu cred, că nu-mi plac culorile fosforescente chiar deloc. Și tonalitățile de flu. Bombon, roz bombon. Că mi-a venit roz bombon. Ok. Da, și pun foarte mult accent pe accesorii. Părerea mea e că accesoriile contează foarte, foarte mult. Poți să-ți iei, nu știu, o rochie la 10 euro, la 20 de euro și să îți pui accesorii atât de frumoase încât să te scoată în evidență. Zic eu, nu prea mult. Trebuie să știm să mixăm. Nu trebuie să urmărim moda, dar trebuie să ne găsim stilul nostru, e ceea ce Gabriela vrea să ne transmită. Și nu are importanța bugetul, da, pe care noi îl alocăm, trebuie să știm doar cu o pregătire, evident, să găsim detaliile, da, care fac diferența în a uni și a mixa outfiturile, care pot fi de o calitate superioară și nu numai. Nu trebuie, și aici vom învăța pe parcursul cursului de astăzi, care fac diferențele, pentru că a fi atente la material, atât pentru accesorii cât și în cel al vestimentației, este foarte important. Pentru că nu este acceptabil absolut orice. Văd că ai ales culoarea neagră, din cap până în picioare. Asta e o tendință, da, de a utiliza monocularea, da, pentru acest sezon, exact, al toamnei, exact, 2020.
Dar pentru vremurile pe care le trăim, aș fi vrut mai multe culoare de la Gabriela. Foarte frumos că ai acceptat să folosești rujul cu o tonalitate către roșu, de să fie un pic mai aprins. Nu am nimic de comentat din punct de vedere al make-up-ului, este impecabil. Poate obrajii un pic mai ieșiți în evidență, tocmai pentru că ai ales culoarea neagră din cap până în picioare. Îmi permis să spun că din punct de vedere al coafiurei, da, și culoarea, într-un final am ajuns la formula corectă, pentru că trebuie să o spunem, Gabriela, am văzut-o cred că în absolut toate culorile posibile și imposibile. Verde și albastră și roz, deci da, încă aici l-am făcut eu, aici m-am ocupat eu la culorile astea țipătoare. Dar trebuie să recunosc că astăzi Gabriela Băncilă a găsit într-un final stilul corect. Încă nu, mai am de lucrat. Încă nu. Nu, eu zic că e mai bine din ce în ce, de vedere. Trebuie să recunosc că mai există încă un aspect care nu sunt total de acord, deși este culoarea neagră. Știu că regula de bază sau tabu, mai bine spus, toată lumea considera că dacă te îmbraci negru, negru te ajută să slăbești. Doamnelor și domnișoare, nu este adevărat lucrul ăsta. Sunt cazuri și cazuri și sunt poziții și poziții. Probabil sunt anumite încadrări, dacă vrem să le numim așa. Noi ne aflăm într-o platformă virtuală în care poziția corpului nostru, deja o știm, cel puțin cei care lucrăm de foarte mulți ani în sectorul artistic, hai să-l definim așa, pentru că sunt multe figuri, știm că televizorul îngrașă cu foarte multe chile, mai mult decât în realitate, vorbim de 7-8 chile, deci nu e ușor. Pentru cele care sunt curvy, oricum de la natură și cu un sân destul de prosperos, e foarte important ceea ce noi ne punem. Știu că Gavi imediat a înțeles despre ce e vorba. Deci o regulă importantă este să nu folosim un decolteu foarte adânc, pentru că ne va face un push-up și mai mare. Dacă voi observați, e foarte bine că ai ales acest outfit, Gabriela, ca să putem să dăm un exemplu concret. Deci nu e o problemă doar de culoare, da? Deci este formatul pe care l-a ales Gabriela, mai ales că are o culoare piele foarte, foarte albă, da? Deci e foarte deschisă și atunci face contrastul cu negru și deși ar trebui să, din punct de vedere vizual, să ne gândim că ar trebui să ne facă mult mai slabe, push-up-ul nostru la sân a făcut exact efectul contrar. Dar mă aștept că în cursul următor să avem alte alegeri mult mai îndrăznețe, dar și mult mai optime. Dar oricum trebuie să recunosc că mergem pe calea cea bună. Aș vrea să te întreb, Gabriela, eu știu deja, dar putem să o spunem publicului, când ești născută? Aș vrea să înțeleg care este semnul tău zodiacal, pentru că ți-am pregătit hai să o numim așa, o cărticică, o ghidare, dacă vrem să o definim așa, din punct de vedere al semnului zodiacal, să înțeleg dacă sunt de meserie sau o schimb. Dacă am ghidit... De care sunt tare mândră. Aici este... Vedem că ghicesc. Care sunt gusturile tale? Evident, toată analiza pe care eu am desfășurat-o în ceea ce privește pe Gabriela e nu numai datorită vârstei, a semnului zodiacal, deși a gusturilor, a caracterului, dar chiar și din punct de vedere al meseriei. Aduceți aminte că întotdeauna am discutat despre aceste lucruri. E foarte important, nu? De meseria pe care noi o dezvoltăm, pentru că nu neapărat ceea ce nouă ne place este și adaptabil pentru corpul nostru, pentru meseria pe care noi, o stilul de viață, nu neapărat numai meseria pe care noi o alegem, nu? Și atunci, în momentul în care mergem să facem shopping-ul, pentru a nu intra în acea
viziune, nu, de shopping addicted, compulsiv, exagerat. Trebuie să încercăm un pic să schimbăm viziunea noastră din punctul ăsta de vedere. Deci, Gabriela, când ești născută, ca să înțelegem care este semnul tău zodiacal? Sunt născută vinerea. Așa. Perioadă de post, zi de post, postul Sfintei Marii, sunt născută pe 6 august. Sunt leu. Vorbim de leu. De altfel, l-am identificat din caracter. Din caracter. Ascendem fecioară. Ascendem fecioară. Stăm bine. Stăm bine. Iată că vorbim de două semne zodiacale, atât leul cât și fecioara, cu atât mai mult dacă ai da, ascendentul. Asta înseamnă că te influențează chiar și din punct de vedere a stilului nu, vestimentar, al modei. Zic de multe ori. Sunt două semne foarte cu mare caracter, da, anticonformiste, aș putea spune, unice în felul lor, dar care partea conservativă, eleganța, da, e ceea ce îi definește în general. Evident, pe parcursul vieții, probabil și a datorită meseriei, în cazul ăsta Gabriela a ales topul, meseria divelor, da, a sopranei, în care... Hai, fă-i o dată, te rog frumos! Nu, da, așa este, așa este. Nu am spus-o eu, nu o decid eu, dar așa este, da, în repertoriu, meseria de soprană intra în rândul divelor, da, atunci când s-au dezvoltat, da, chiar și... Chiar așa se numesc sopranele, se au denumirea de dive, diva. Deci eu sunt o micuță divă, că încă sunt micuță, tânără, tânără, încă sunt copilă. Vestimentar trebuie să fie exact în, ca și a unei dive. Aș spune că ți se potrivește foarte bine, pentru că leoaica, cum am spus, îi place să iasă în evidență, îi place luxul, opulența, trebuie să fie unică, nu există lucruri banale în ceea ce privește acest semn zodiacal. Evident, vorbim acum de femeia leoaică și nu vreau să intru meritul celor colegilor care se ocupă de, de astre, de planete și de semne zodiacale. Eu fac doar partea mea în ceea ce privește stilul, dar e foarte adevărat că trebuie să cunoaștem foarte bine pe noi însăși, dar și cei care se ocupă, da, de imaginea persoanei, în cazul ăsta de a unei dive, ca să știm ce să-i dăm consiliile potrivite, nu? Pentru că asta era cel mai important. Tu cum definești, Gabriela, stilul tău? Of! Depinde, am avut perioade care am fost clasică, am avut perioade când am fost sport. Depinde cum, da, mă simt. Astăzi, pe scenă, în urma experienței, da, de viață, de artistică, de ce nu? Vorbim chiar și de vârstă, pentru că știm că de la o vârstă la alta ne schimbăm și gusturile. Alții în bine, alții în rău, alții sunt constanți. Dacă mi-am găsit încă un stil al meu, încă. Dar să știi că încerc întotdeauna să nu fiu extravagantă, pentru că nu-mi plac prea multe culori, sau să, adică să fiu cât se poate de finuță, dar și elegantă în același timp. Înțelegi? Sau sunt momente în care vreau să mă îmbrac cu o culoare din cap în picioare. Asta ar putea fi doar negru din cap până în picioare, pentru că nu mi-ar place să mă îmbrac din cap până în picioare cu roșu sau, nu știu, cu galben, știi? Nu știu dacă ar trebui să pun galben, pe mine mi-aș pune pantaloni negri, bluză neagră și un sacou galben. Înțelegi? Deci nu m-așa. Superbă combinație. Pot atât să-ți răspund din punct de vedere al tehnicii, dacă vrem să o definim așa, nu este nimic greșit din ceea ce ne spui. Întotdeauna gustul persoanei nu este greșit. El trebuie doar adaptat
și trebuie să se cunoască foarte bine în funcție de forma fizică, după cum am spus. Asta este primul lucru pe care noi trebuie să-l cunoaștem. Forma, da, corporală a Gabrielei este destul de curvy, dar nu numai faptul, deci nu vorbim de, ca să înțeleagă și publicul nostru, avea ceva chile în plus. Este un aspect și atunci conformația poate fi definită într-un alt mod, dar avea forme, a te naște cu forme, e un lucru în care chiar dacă slăbești sau nu, asta le ai toată viața, da? Și atunci tu trebuie obligatoriu să-ți găsești un stil vestimentar corect. Nu neapărat același lucru ce spuneam și mai devreme cu culoarea neagră, nu neapărat dacă te îmbraci în aceeași culoare, trebuie să fii monocromatic, asta înseamnă că te ajută neapărat să dai impresia de chile în minus, da? Dar dacă gustul tău este în direcția respectivă, e foarte important cum ne simțim în pielea noastră. Pentru că dacă noi transmitem o altă atitudine, un alt mesaj de cum noi îl simțim, asta pornește de la aspectul nostru fizic. Este foarte important. Deci, mă repet, gusturile nu se discută, da? Problema nu stă în gusturile persoanei, da? Deci trebuie să găsim doar mici lucruri de a le scoate în evidență sau de a le ascunde acolo unde avem anumite imperfecțiuni, pentru că nimeni nu se naște top model. De altfel, astăzi trebuie să o recunoaștem că acel tabu al frumuseții, al încuadraturii de top model, nu mai există așa ceva. Aș spune că este un lucru pozitiv și mai ales în sectorul nostru artistic, dar noi trebuie să știm cum să-l scoatem în valoare. Deci a ne opri și a ne scoate în valoare, da, atribuțiile noastre, ăsta este primul lucru pe care noi trebuie să-l facem. Restul sunt lucruri care se pot adapta, sunt detaliile care fac diferența. Știu că îți place mult partea asta de a fi, cred că și un pic senzuală, sexy, aș putea spune, e un aspect al leoaicei. Dar trebuie să facem atenție, așa cum v-am spus, acum cât suntem în aceste platforme virtuale, atât pe diversele platforme social, da? Pentru că oricum corpul nostru este doar la jumătate. Pentru cele care au acest push-up, da? Ca să nu... okay. Încercați să nu folosiți, exact cum spunea și Gabriela, să nu intrați în partea aceea transgresivă, da? De a avea un decolteu exagerat sau de a folosi imprimeuri, loguri, acea mania desenelor animate. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le efectiv să le anulăm, dacă putem să spunem așa, pentru că nu sunt corecte. Eu aș putea să-l definesc acum, cunoscându-te mai mult, Gabriela, dar nu ți-a spus ceva? Îmi plac la nebunie pietrele. Tot ce ține de pietre. Ajungem și acolo. De altfel, eu cred că stilul care te definește și din punct de vedere tehnic, dacă vrem să-l definim așa, este glam rock. Cred că ăsta este stilul pe care te definește cel mai mult. Pentru că vorbim foarte mult caracter, trebuie să ieși mult în evidență, unic, dar în același timp acele elemente de opulență, cum tu îmi dai exemplu de pietre, deci de bijuri care trebuie să iască în evidență, deși alegi aceste lucruri, aceste outfituri un total black tot timpul, dar bijuteriile trebuie să fie de valoare, da? Trebuie să fie importante, inclusiv și modul de make-up-ul tău pe care îl folosești în general, pentru că asta trebuie să recunosc că l-am văzut atât pe scenă, cât și în viața personală. E un lucru pe care te... Ăsta e accesorul Gabrielei. Da, machiaj, da. Deși între timp... Întotdeauna.
Aceste schimba detalii glam, da? Deci de a ieși în evidență, de a defini stilul. Da. Să știi că mereu mă îmbrac cu negru, a fost astăzi o coincidență, dar mie îmi plac hainele cu flori, adică eu sunt unde flori sunt și eu. Sau dacă trebuie să-mi cumpăr o bluză, un tip, da, un model, și îmi place foarte mult modelul ăla, eu trebuie să iau câte culori sunt. Dacă sunt 10 culori, pe toate le iau pata aia de culoare, știi? Ok. Asta e foarte bine că ne-ai recunoscut care sunt obiceiurile tale, dar ți-aduce aminte ce am spus mai devreme. Pentru femeile destul de curvy, morbide și cu atât mai mult dacă au un sân deja de la natură, tot ce înseamnă flori, imprimeuri, loguri, trebuie să le anulăm efectiv. Cel puțin ceea ce mi-ai dat ca și exemplu mai devreme, adică e minunat pantalonul negru, ar trebui să fie sigaretă în cazul tău, pentru că corpul tău e destul de clepsidră, aș putea să spunem, și pentru a te subția, dar și a-ți lungi piciorul. Da, da. Că știm că și înălțimea e foarte importantă, știm că Gabriela nu este foarte, foarte înaltă, dar... Românește se spune așa că buturuga mică răstoarnă carul mare. Dar astea sunt detalii, nu e important. Da, să sticluțe mici. Nu este importantă înălțimea, da, dar în cazul tău te ajută foarte mult, bineînțeles, să dai impresia de piciorul mult mai subțire, mult mai lung, da, de a slăbi și atunci poți să mergi în partea de sus cu o culoare unică, chiar și destul de excentrică, așa cum ai spus, galben, dar un galben efectiv, galben intens. Plac culorile a toamnei, culorile toamnei. Da, dar e una dintre culorile tale, chiar care îți poartă leoaicelor, le poartă chiar și noroc culoarea galbenă. Toate tonalitățile de aur, toate tonalitățile de culoarea aurului, tot ce înseamnă aurul pentru leoaicele. Și poți aurul folosești galben, maro sau cum se cheamă print ăsta, tigrato sau cum se zice, animal print. Animal print, da, dar cu maro și cu cum se cheamă, cum se zice, cum se spune? Ne aducem aminte și după aia reluăm discursul, dar cred că ajungem tot acolo. Știu că femeile oaice îi place foarte mult animal print, acest imprimeu. Eu am o interpretare a animal print, dar cred că este singura acceptabilă pentru femeia curvy și cu foarte mult push-up. Am luat-o special pentru tine, Gabriela, pentru că știu că animal print îți place foarte mult. Absolut trebuie să fie doar această tonalitate de negru și de maro cafea cu lapte, sau mai există și acea versiune cu firul aur. Vă voi prezenta câteva exemple ca să înțelegeți despre ceea ce vorbesc, dar în niciun caz să nu fie cel pe tonalitate de roșu sau de roz. Din păcate, pentru noi, pentru corporatura noastră, deși ne place, nu putem să îmbrăcăm așa ceva. Nici măcar sacoul nu poate fi acceptat, pentru că vei ieși în 3D. Ca să mă prima. Eu am un palton, chiar și geanta. Deci culoarea de uniformă este, să zic așa, un crem mai închis. Și apoi picăturile alea, cerculețele, să le zic așa, sunt de maron. Exact, ăsta este unul dintre puținele, cum am și spus, de altfel și al meu, nu știu cât se poate înțelege din la această luminozitate, dar exact tonalitatea de maro, negru și cafea cu lapte, astea sunt în țesut.
Sunt singure care sunt acceptate, toate celelalte care au culori foarte deschise sau foarte aprinse nu fac decât efectul de a mări și mai mult. Sunt acceptate, evident, pentru femeile care sunt foarte slabe, nu? Și cele care sunt foarte, foarte slabe au foarte multe probleme de a îmbrăca diversele, da? Rochițe, diversele outfituri. Nu este spus că doar femeia care este mai morbid, mai în carne, are probleme din punct de vedere al costumentației. Până acum, cum am fost, Gabriela? Am înțeles bine care e stilul tău. Da. Te definește rock glam. Mi-e frică de cuvântul ăsta, rock. Mă duce la muzica rock și muzica rock. Nu are nicio legătură. De altfel, ca să pot să-ți dau un pic din istoria modei, ca să înțelegi că nu are o legătură neapărat din punct de vedere al stilului de muzică, da? Cele mai mari top modeluri din lume, care nasc în primul și în primul rând la începutul anilor 90, vă dau câteva nume ca să ne reamintim: un Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, deci vorbim Eva Evangelista, deci vorbim de nume foarte mari, doar acea parte a top modelului, toate erau definite rock glam, dar nu aveau nicio legătură cu muzica rock, da? Vorbim doar de un stil vestimentar. Asta înseamnă că eleganța, opulența, toate acele detalii de clasă, glam, okay, erau abinate. Nu neapărat ține de culoarea neagră, da? Dar cât mai sobră, cât mai conservativă, dacă vrem să o definim. Da. Aia e. Acel mix, da, de stiluri, de concepte, de idei, de vizualuri, de tot ceea ce voi doriți, astăzi este definit glam rock. E ceea ce o definește pe Gabriela. Știm că ea este un pic circumspectă, dar cred că ți-am răspuns la întrebare. Deci nu are nicio legătură cu muzica. Da, am înțeles. Ok. De altfel și repărițele, mergem și pe partea cealaltă, și repărițele, da, care, nu știu, în momentul de față nu mai sunt cum erau cândva, pentru că, bineînțeles, s-au schimbat foarte mult stilurile, dar din punct de vedere vestimentar, da, când tu te exprimi că te-ai îmbrăcat ca o repăriță, nu mai există așa ceva, nu? Pentru că erau acele taburi de... vă aduceți aminte de acele topuri, nu? Cu buricul gol și foarte mulate, cu streciul trei sferturi sau pantalonii foarte largi în primă fază, cu șăpcuța întoarse. Așa era stilul rapper. Da, acum nu mai există așa ceva. Vedem rapperii, nu știu bine numele soțului lui Beyoncé, da? Jay-Z, care e îmbrăcat numai la Armani, deci o P. Didi-u. Deci n-au nicio legătură. Astea erau taburile folosite cândva, da? Se făceau acele referințe legate, nu, de la stilul muzical, pentru că în acel cadru năștea și un aspect din punct de vedere al modei, dar n-a fost niciodată luat în calcul din punctul ăsta de vedere, pentru că noi știm că tot ce înseamnă vintage, anii începând cu anii bunie, care se fac cei mai buni. Te văd așa, anii 50, un pin-up. Aole, dacă ai ști câte perechi de cercei am din anii ăia. Vreau să vă reamintesc că Coco Chanel, faimoasa noastră, cel mai faimos fashion designer, de altfel, de unde naște, da, moda în lume, Coco Chanel spunea așa, că moda care nu reușește să fie purtată chiar și pe stradă, nu este modă. De ce am vrut să aduc în discuție această dogmă, dacă vrem să o, acest motto, dacă vrem să-l definim așa?
Pentru că astăzi s-a schimbat foarte mult moda. Și deși Coco Chanel a spus-o cu secole în urmă, este adevărat. Tocmai de aceea, chiar dacă suntem o soprană, deci trebuie să ne prezentăm pe o scenă de la nivelul acela, noi suntem și o persoană, da, care trebuie să ne prezentăm și pe stradă, probabil desfășurăm și alte activități de imprenditoriat sau ce știu eu, de absolut, ori de învățător, da? Pentru că știm că Gabriela e un foarte bun pedagog, da? Și desfășoară foarte multe cursuri de beneficiență și mastere și e tot timpul foarte activă, nu? În planul social, asta o știm, e o inimă mare, o altă caracteristică, da, al femeii lui Oaice. Și nu numai, și Fecioara este tot în, are aceeași caracteristică din punctul ăsta de vedere. Și atunci e clar că în viața personală Gabriela Băncilă o veți găsi total diferit de cum o puteți întâlni, nu, pe scenele cele mari, acolo unde ea s-a prezentat. Ne aducem aminte, ultima a fost chiar Sanremo, corect, Gabriela? A fost România au talent, scenele mari, România au talent, apoi a fost... Da, ultima, mă refer ultima care te-am văzut aici în Italia a fost Sanremo, corect? Sanremo, da. Sanremo. Și dacă nu mi-aduc aminte prost, alegerea ta vestimentară a fost această rochie, acea tonalitate de roz, de ciclam, foarte, foarte nu aprins, cu acele podoabe nestemate, superbe, atât make-up-ul cât și părul au fost pe măsură. Dar... 5 rochii am avut atunci. Eu mi-am adus aminte de acea rochie foarte mult, pentru că știu că a fost aplaudată. Ție stătea minunat, dar te îmbătrânea foarte mult. Știu. Am vrut să dau acest exemplu și de asta consider că Gabriela astăzi și-a găsit, cel puțin până la ora actuală, un stil mult mai potrivit pentru vârsta ei, da, în primul și în primul rând. Dar chiar și pentru fizionomie, din toate punctele de vedere. Asta nu înseamnă că dacă nu avem toată opulența aia pe care o întâlneam înainte, suntem frumoase. Știi de ce, Irina? Pentru că, având în vedere statutul meu de soprană, diva, așa cum se spune, divele sunt undeva la 35, 38, 40, 45, deci mult, mult mai mari. Eu am început la 17 ani și oarecum am încercat să apar o imagine care să mă dea și să par mai mare, ca să par credibilă. Deci i-a fost totul gândit. Era psihologic, pentru că tu te simțeai așa, iar atitudinea ta era aceasta, era acest mesaj pe care tu îl transmiteai. Că eu, nu contează că sunt mică, dar eu reușesc să depășesc momentul, da, pentru că sunt divă. Nu avea credibilitate, pentru că știi cum stăteau așa, știi, și când vedeau că eu, știi, am 20 de ani, am 22, am, știi, acum am 27, hai, pot să zic că nici acum nu sunt, dar totuși, pentru că știi cum sopranele sunt acolo la 40-45 de ani și eu... Practic, ieșeam undeva din tiparele divelor, știi? Și n-am încercat să-mi creez așa un stil mult mai matur, ca să spun, mult, mult mai matur. M-am vopsit negru, mi-am pus brunet, părul foarte lung sau cu meșe, da? Dar, vezi, eu sunt blondă, blond cenușiu, am floarea mea naturală. Da, nu neapărat, deci, natura ne și ajută, da, cu soluția cea optimală, dar în timpurile pe care noi le trăim, care suntem foarte informați, avem
de unde alege, da? Avem cu cine vorbi, cu cine ne sfătui, ceea ce să citim, un alt aspect pe care nu trebuie să ne lipsească niciodată, nu? Din repertorul nostru e de a lege întotdeauna o revistă. Da, Incanta ci con Bella Ciao. La mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bravissima, grazie! Nici măcar Biblia modei, dacă vrem să o definim așa în termenii fashion. Avem atâtea reviste care ne pot ține la curent cu toate noutățile, cu toate consiliile. Sau de ce nu? Vă uitați pe Iris TV la lecții de stil cu Irina Țârdea și cu soprana noastră Gabriela Băncilă, care vom încerca întotdeauna să vă dăm cât putem, cât de multe sfaturi la dispoziție. Vă reamintesc că ne puteți scrie chiar și aici live sau dacă nu direct pe adresa redacției irisprestv@gmail.com și noi vă vom răspunde imediat cum vom primi cerințele voastre. Vreau să-ți mai transmit câteva sfaturi, Gabriela, în ceea ce privește stilul tău vestimentar. Acum că am definit imaginea generală, am înțeles care ar fi defectele care trebuie să le ascundem, ce ar trebui să păstrăm, da, în garderoba noastră și nu numai, un aspect pe care noi nu l-am discutat încă e cum trebuie să organizăm garderoba noastră. E foarte important și lucrul acesta. Aveți prezent când deschideți, nu, șifonierul și în fiecare zi vă puneți aceeași întrebare. Oh my God, și astăzi cu ce mă mai îmbrac? Nu am nimic cu ce să mă îmbrac. Eu sunt convinsă că aveți atât de multe lucruri, lucruri care stau acolo de foarte mulți ani și nu știți că ar putea să fie piese de tență, da, în garderoba voastră. Și atunci facem acel restyling. De ce nu? Acum, cu atât mai mult în această perioadă de lockdown sau nu, faceți o vizită, pentru că sunt convinsă că în șifonerile lor puteți găsi piese foarte importante, materiale de calitate care nu se mai găsesc, dragile mele, pe piață. Noi designerii nu mai avem țesuturile și materialele originale cu care putem să lucrăm, care existau odată. E adevărat, Gabriela? Da, da. De curățenie la bunica în șifonier, ai găsit ceva interesant? Ai ceva în garderoba ta, piese de rezistență care n-ai putea să renunți niciodată? Irina, eu până acum, în fiecare an, trimiteam saci la copiii sărmani din Africa, așa că în fiecare an eu dădeam tot. Tot. Înseamnă tot, tot, tot. Tot ce aveam, foarte multe lucruri noi sau foarte multe lucruri purtate odată sau două ori și eram într-un stadiu foarte, foarte bun. Și întotdeauna eu trimiteam saci de haine și nu prea, decât costumele populare, acelea le țin așa, au un loc, la loc de cinste. Dar și de o mare valoare, de o mare calitate, pentru că vorbim de costume populare realizate toate la mână, artizanat, au și o valoare de foarte mulți ani. Care e cel mai vechi pe care l-ai în garderoba ta? Că n-aș vrea să dau informații eronate, nu mi-aduc aminte acum exact, dar știu că mi-arătai o bundiță foarte, foarte veche. Ceva de ani.
Am costume foarte vechi. Deci originale foarte, foarte vechi. Următoarea ediție, tot ne pregătim pentru 1 decembrie virtual. Am vrea să vedem o mică paradă a costumelor populare românești. Lansăm mesajul acesta, încă nu am pregătit toată informația, dar în curând va fi pe ecrane. Știm că anul acesta, 1 decembrie, Ziua Națională a României, nu reușim să o sărbătorim așa cum eram obișnuiți, cu hore, cu prezențe, cu concerte live, chiar și aici în diaspora, nu numai acasă. Dar acum o vom Doamne. face online. Deja ne-am obișnuit, de aproape un an de zile facem aceste activități online. Vom încerca să dăm o formulă cât mai interactivă, dar trebuie să vedem și partea pozitivă a lucrurilor. Așa cum am avut experiența plăcută și la Ziua Internațională a ei, faptul că reușim să fim toți, chiar toți românii, oriunde sunt, au emigrat ei, chiar pot fi prezenți în acel moment pentru a sărbători această zi națională a României, 1 decembrie, online. Anul acesta o vom face online. Ți-aduce aminte, Irina, că acum câți ani? În 2000, acum 9 ani, când ne-am cunoscut noi, Ziua Internațională a ei, a ei, Doamne, S-au împlinit 10 ani. S-au da, 1 împlinit 10 ani. decembrie 2011, l-am sărbătorit cu tine în spectacol, era cu noi regretatul maestru Dumitru Părcaș, de Bine, la Cluj. Jeanu, Vicovean, foarte multe personalități ai muzicii populare românești, care ne aflăm toți aici pe teritoriul Italiei, la Milano mai precis. Acolo unde am câștigat eu, am câștigat premiul. Primul talent show românesc din Italia. Așa ne-am cunoscut noi. Era așa micuță și emoționată. Să știi, nu sunt prea mare. Erai foarte mică. Nu mi-aduc aminte, am zis că nu aveai 18 ani împliniți, corect? De-abia am împlinit, da, De-abia de-abia am... ai împlinit, exact, de-abia ai împlinit. Ceva mi-a adus aminte că oricum erai micuță și emoționată, dar trebuie să recunosc că două lucruri importante au caracterizat-o pe Gabriela chiar din primul moment în care am cunoscut-o. Una era solaritatea ei, zâmbetul, era tot un zâmbet. Vedeai acel personaj mic, pentru că era foarte mic în comparație cu toți ceilalți, și nu ne referim acum neapărat la vârstă, da? Dar ea reușea să ridice toată sala și să o animeze, nu numai să o încânte prin vocea minunată, dar chiar și cu zâmbet. Trebuie să recunosc că Gabriela, nu degeaba am identificat-o un talent și am descoperit-o cu acea ocazie, nu a fost doar vocea ei, dar avea acea capacitate de a ține lumea în picioare, de a o face să zâmbească, e un talent, e un talent. Un foriclase, da, o Da. definim noi aici în Italia, un foriclase, adică o personalitate, da, pe sectorul e evident, care s-a fost un lucru pe care l-am sesizat de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Și nu îmi vine spontan să o reamintesc amica noastră care nu mai este printre noi, cea care te-a adus. Care mi te-a adus în acel Doamne, la mare, să odihnească în pace, iată că ne o reamintim și ne aducem aminte de ea ori de câte ori avem ocazia.
un lucru minunat era Mariana, pentru că avea o atitudine exemplară. Nu și-a arătat niciodată vârsta, n-a arătat niciodată faptul că avea probleme de sănătate și era tot timpul un zâmbet. Și a crezut în acest copil minunat. Eu îi spun tot copil, pentru mine așa a fost. Din tiparul ăsta de copil, că toată lumea mă vedea ca un copil și vreau să vă arăt, măi, dar stați că și eu am 20 de ani, am crescut. Toată lumea mă vedea ca la 16 ani, ca la 17 ani și măi, dar stați că am 20 de ani, stați că am 24, stați că am... Și acum sunt tot copil. Acum nu mai spunem. Acum se folosește așa, tot în aspectul, viziunea, în modul nostru fashion, nu se mai spune niciodată vârsta reală, se spun doar fașele, da? Deci eu sunt în fașa 30, da? Tu ești în fașa 20, deci oricum ești încă bine. Dar nu este identific. Dar vezi că zâmbetul nu poate fi schimbat. Zâmbetul și atitudinea, caracterul nu poate fi schimbat, deși anii trec, experiențele cresc, da? Poate că și grijile, timpurile le trăim deja mai urât decât acum nu a fost niciodată. Să sperăm că vom ieși sănătoși în primul și în primul rând, dar nu numai fizic. Un alt mesaj pe care vreau să vi-l transmit, trebuie să ieșim sănătoși și mental. Pentru asta trebuie să susținem artiștii. Arta nu este mare lucru de făcut. Cu un simplu click direct de pe canapeaua voastră puteți să faceți lucrul acesta, pentru că avem nevoie de artă, avem nevoie de muzică. Muzica e unul dintre lucrurile cele mai importante pe care istoria Era. umanității ne-a arătat-o întotdeauna. Muzica este folosită chiar și în a trata problemele psihologice, întotdeauna a fost lucrul acesta. Artistul creează cu muzică și eu mă ocup de hăinuțe, de modă, chiar și când ne ocupăm de a schimba imaginea, da, unei persoane, nu neapărat vorbim doar de dive sau de lumea spectacolului, de persoane normale, da? Avem o muzică realizată special, conform stilului persoanei, ca să o ajute, da? Să intre în personaj încât să înțelegem, să găsim stilul ei. Ăsta este un lucru important de spus pentru a înțelege cât de importantă este arta și chiar și imaginea. Pentru că e foarte important să înțelegem că chiar dacă nu ne vedem personal, fizic, virtual va continua să mergem mai departe. Încercați să aveți un colocviu de muncă, da? Și atunci trebuie să știți cum să vă prezentați, chiar dacă sunteți doar într-o cameră. Sunteți deja artiști consacrați, dar nu mai este același lucru, nu mai suntem într-un studio fizic, suntem doar pe aceste platforme virtuale, dar iată că am identificat foarte multe aspecte pe care nu le luăm în calcul, pentru că vizual nu ne mai vedem la fel. Și atunci sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm. Dar de ce nu? Nu vreți să știți câte cerințe ne vin zilnic în redacție pentru doamnele și domnii care doresc să-și găsească iubirea acum online, pentru că ăsta este ultimul trend, trebuie să recunoaștem, și nu știu cum trebuie să mă îmbrac. Asta e prima întrebare pe care mi-o adresează. Și eu cum mă îmbrac la prima întâlnire online? Ceva sugestii, Gabriela? Cum consideri tu că ar trebui să se îmbrace domnișoarele noastre, doamnele noastre, la prima întâlnire virtuală cu alesul?
serioase, adică, cum spunea mama mea, să te îmbraci, să fii serioasă, mamă, să nu, știi, adică cu decolteu sau prea extravagant, să fii serioasă. Asta e o părerea mea. Eu sunt, știi cum spun în Italia, mă chemau așa la dona degli altri tempi, o De modă doamnă veche, de de modă la veche. epocă, că așa, după modul meu, după caracter, după sfaturile care le dădeam și cum îmi plăcea mie să mă îmbrac sau să folosesc anumite culori sau anumite, nu știu, piese vestimentare, dacă pot să le spun așa. Aici vă dau câteva exemple de cum ar trebui să ne îmbrăcăm atunci când avem așa o primă întâlnire cu o persoană pe care nu am reușit să creăm acel raport de empatie, da? Am ales câteva outfit-uri acum pentru noile tendințe chiar și acestei toamne, chiar și de acasă, de ce nu? Cu un zâmbet, cu bun gust, putem să creăm încă rapoarte, putem să socializăm. Nu ești foarte încântată, Gabriela, de acest aspect, dar nu toată lumea este norocoasă, dar nu Îmi toată lumea place. este norocoasă să-și fi găsit deja dragostea înainte de pandemie. Și atunci sunt încă persoane care trebuie să soluționeze acest aspect. Și atunci e de datoria noastră să le ajutăm, da, să reușească, nu să-și găsească stilul așa, pe gustul fiecăruia. Bineînțeles, asta sunt propunerile mele. Mai mult. Cea din mijloc e preferata mea, E roșu. preferata ta pentru că roșu este una dintre culorile preferate ale Gabrielei. Aici e o propunere chiar și pentru, de ce nu, Crăciunul online, da? Poate nu reușim să rămânem în această situație, dar noi îl anticipăm, pentru că nu se știe niciodată. Și atunci de ce să ne găsească sărbătorile nepregătiți, chiar dacă rămânem acasă? Balcon și eu și o să încep să cânt colinde. Păi dacă, na, asta este situația, știi, dacă anul ăsta nu avem Paște, nici Crăciun, nici seara de ajun, a făcut un colind, să știi. Văd că ai făcut un colind, păi atunci trebuie să-ți dau această sfidă pentru Crăciun și pentru anul nou. Vrem un concert Gabriela Băncilă online. Deci noi ne așteptăm măcar la o mică reprezentanță, dar noi o așteptăm. Canalul nostru Iris TV vă stă la dispoziție, așa că așteptăm un colind obligatoriu din partea Gabrielei. Dacă este de acord pentru noi, cu mare drag. Avem deja foarte multe cereri din partea publicului de a te asculta, chiar dacă online, da? Atât de Crăciun cât și de și de anul nou. Și uitam de 1 decembrie. Deci deja te-am pregătit. Luna decembrie ești pe canal Iris TV. E luna mea preferată din an, e totul roșu, e totul pe emoție, pe, știi, îmi plac foarte mult beculețele alea, știi, instalația care se pune în brad. Eu nu știu, le-aș pune așa pe pereți, deși le am, tot anul, să aprind și să fie așa o bucurie în suflet, știi? Când văd așa luminițe, parcă e altceva, știi? Nu știu, probabil mi-aduce aminte de copilărie, mi-aduce aminte, știi, de vremurile când eram la vremurile, când eram mici, era tot atât de wow, de Atunci hai frumos. să facem așa, ți-aș da câteva păreri, da, opinii, sugestii, mai bine spus, și din punct de vedere vestimentar, așa câteva detalii ca să te simți așa ca de Crăciun, da, cu acele. Cred că franjurii pentru tine sau pumele, da, voalul, pentru că știu că voalul îți place foarte mult.
ce nu poșetuțele, it tag, acele masturi, nu, care nu trebuie să lipsească niciodată din garderoba noastră. Bineînțeles, pantoful cu toc și cel ascuțit pentru a ne ajuta să atât de a ne înălța, dar nu neapărat pentru asta, dar pentru a subția piciorul. Cred că astea sunt niște elemente care te pot ajuta așa să te simți ca de sărbători tot anul. Ce zici, Gabriela, ești de acord? Da, da. Cu stil. Eu când am nu găsesc ceva să mă îmbrac, spun o să mă duc să-mi iau costumul popular roșu. Mă îmbrac și am terminat bălciul sau am nevoie de o culoare, mă duc, îmi iau costumul una și am terminat bălciul, știi? Ia că soprana noastră, Gabriela Băncilă, a găsit soluția de stil pentru orice ocazie. De obicei, piesa de rezistență a oricărei garderobe, de obicei era Little Black Dress, era faimosul rochița trei sfeturi Tubino, da, care, dacă vă reamintiți de faimosul film interpretat de Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany, micul dejun la Tiffany, acea rochiță, da, neagră, dreaptă, de altfel o avem și noi reprezentat aici în studiourile noastre. O să încerc să vă arăt către finalul acestei ediții ca să înțelegem mai bine despre ce vorbim. Pentru ea, costumul popular, spiritul românesc, zâmbetul sunt detaliile cele mai importante care o ajută întotdeauna să iasă din orice impas, chiar și vestimentar. Dacă v-a plăcut ediția noastră cu soprana Gabriela Băncilă, vă așteptăm și la următoarele ediții. Vom încerca așa, ca întotdeauna, cu stil, cu un zâmbet, cu o voie bună, să vă dăm sfaturile noastre cele mai bune. Irina Țârdea a fost cu voi astăzi și soprana noastră Gabriela Băncilă. Pe curând, mai bine! Pa!